Mai avem câteva minute. Domnul Talpa, mai vreau să vă întreb două lucruri. Unu, v-a enervat sărbătoarea FCSB-ului și tot ce s-a întâmplat? Nu m-a enervat, este un titlu câștigat de ei. Pe mine m-a deranjat faptul că ei... E un titlu câștigat meritat, fotbalistic? Fotbalistic vorbesc. Dacă este un titlu meritat fotbalistic? Da, fotbalistic. Da, fotbalistic, cum să vă spun, este meritat. Na, s-au chinuit 9 ani de zile, vedeți și dumneavoastră. Cu chin și cu mare suferință au câștigat și ei titlul acesta după 9 ani, dar nu mă deranjează. E foarte bine, foarte bine că au câștigat acest titlu. M-a deranjat faptul că după meci și-au pus pe autocar că au câștigat 27 de titluri, că s-au pozat cu cele balonașele alea unde scriau 27, deci aici au, cum să vă spun, aici au greșit și din punctul meu de vedere ei au o echipă FCSB și aceasta se numește datorită mie, știți foarte bine. Au câștigat și acest campionat după 9 ani, ar trebui să fie mândri cu identitatea lor. Da, vă mențineți părerea că FCSB e o căpușă? Da, bineînțeles, este o căpușă care trebuia retrogradată în Liga 5 în momentul în care s-a schimbat denumirea la Registrul Comerțului. Federația, deci activează ilegal acum FCSB în prima ligă? Activează în mod ilegal. Ei în continuare încearcă să ne deschidă fel de fel de litigi în instanță pentru ca să tragă de timp, ca să nu punem mâna să recuperăm prejudiciu. Dar eu îi asigur, cu toate petițiile pe care le am din partea Ministerului și din partea altor persoane care sunt de rea credință și nu vor să iubească această țară, România, că mă voi lupta și nu-i las până când nu recupere cei 35 de milioane de... Păi probabil se duc spre 40 acum cu totul. Bineînțeles, nu-i las. Deci o să aibă surprize plăcute, neplăcute, domnul Becale, pentru